În cadrul ICOM 2015 vor fi prezentate peste 90 de lucrări din domeniul ingineriei mecanice ale unor cercetători din România, America de Sud, America de Nord, Asia, Africa și Europa. Este o conferință care își propune să aducă contribuții majore în cercetarea științifică pe următoarele direcții. Modelare și simulare în ingineria mecanică, ingineria automobilelor, de asemenea mecanică aplicată, sisteme mecatronice și roboți, apoi este vorba de management și sisteme de producție și, nu în ultimul rând, este vorba de ingineria materialelor și sisteme de fabricație. Anul acesta avem o participare extraordinară pentru că avem peste 120 de participanți cu lucrări științifice care inițial au trecut prin proces de recenzie cu câte 2 sau 3 recenzori, deci a căror calitate este una indiscutabilă. La Conferința Internațională de Inginerie Mecanică participă și reprezentanții ai mediului de afaceri din domeniu, direct interesați de cercetările oamenilor de știință. Partea de cercetare o facem împreună, chiar lucrăm la obiective comune sau beneficiem de cercetarea dânsului sau de multe ori sunt anumite produse sau analize care nu le putem executa noi și atunci dăm comandă la cei de la Facultatea de Mecanică și ei cu siguranță rezolvă. În paralel cu ICOM 2015 se vor desfășura lucrările Seminarului Național de Organe de Mașini, la care participă specialiști din toate centrele universitare din țară și Republica Moldova.